Uite, ne-a băgat cineva, există un grup pe WhatsApp, Patrioții Creștini Români. Da. Dintre... Ești și tu în ăla? Da, a, tu ești, în ăsta ești, da. Că mai sunt, dar nu toți din AUR. Uite, să-ți arăt de la AUR Bușteni, e un domn care vrea să candideze la primăria Buștenului. Uite, dânsul are 5 copii și a venit, vine la ședințele pe județ, la Bușteni, să luptă și e și un tip citit. Îmi place de el, știe multe chestii. Dar nu mai știu 5 copii din câte, câte neveste să nu mai întreb. Cu două cel puțin, parcă a zis. Cu două neveste. Că știi, cunosc pe cineva care are 3 copii cu 3 neveste. Așa că nu știu, dar domnul Cătălin Costache, dar ne-a spus că are 5 copii. Pe Dumitru Coarnă, știi? Da, da. A fost, știi că a fost lider de sindicat la polițiști. Și pe urmă a renunțat la sindicat că nu are voie să fie membru de sindicat și să fie în politică. Ori ești cu poporul, salariații, nu cu poporul. Ori ești cu așa. Și a intrat ca deputat PSD și acum iau, știi? Hm? Hmm? A, stai că tu mai vorbești cu altcineva, nu? Nu, nu, mă uitam pe aici. Că... Zic, știi că a intrat în Parlament ca deputat PSD și din primăvară e la AUR. Știai asta? Nu știai, nu? Cine? Da. Cine e? Dumitru Coarnă. Da, da, știu că e. La AUR. Da. Așa, da, state. Și am fost în campanie electorală cu el prin Sinaia. Asta vara, vara românilor, și cu cei din Sinaia. Deci l-am cunoscut și personal și mi-a plăcut ca om. În seara asta la România TV, televiziunea palestiniană a fost preluată de israelieni și anunță un bombardament. Acest lucru poate duce la escaladarea conflictului. Păi da, ce caută israelienii în Palestina? Ai auzit? Patrioții Creștini, n-am timp să le citesc pe toate. Te uiți pe astea după Patrioții? Am timp că sunt... Nu, te pun ăștia dimineața când deschid WhatsApp-ul, sunt 100 de mesaje. Unii pun de două ori. E aici ce? Aici mă cheamă într-un grup, nu mai întrebuie altul. Lasă-mă că am destul de grup. N-am timp să le citesc pe astea, da? Dar multe sunt. Identitatea digitală a locuiței.
Deci în nici în casa ta nu mai ai. Este văzută ca o metodă de corespondență mult mai accesibilă și mai simplă dintre administrația publică și cetățeni. Nenorociți. Deci, se prezintă totul, este foarte bun, pachetat foarte frumos, dar mi se spun și alte lucruri. Nenorociți. Ce este practic acest registru? Este o bază adică de date. Nu mai pot să fiu intimă nici în casa mea? Deocamdată este în fază. Trebuie să mă vadă ei când este obligatoriu să fac dragoste când probabil că este în fază de test să vadă cum funcționează cât doritor sunt și să pot registra doar cei care au o poștă, deci un e-mail certificat, se numește poșta electronică certificată pentru cei care stați în Italia sau un alt tip de poștă, dar tot certificată, deci probabil că ei vor înființa o altă tipologie de e-mail certificat care să-l pună la dispoziție cetățenilor special pentru acest proiect. Poșta aceasta certificată nu este gratuită, este o taxă lunară care se plătește sau anuală. Și nu o să o plătesc în veci veci. Nici mai vreau să aud așa ceva. Adică nu, nici în casa mea nu mai am intimitate. Asta vor elita mondială, globaliști, nenorociști. Știi de cine mai îmi place mie? Și am zis lui Săraru că mă duc în partid cu asta, cu Ana Maria Caprilă, care a fost în aur, dar e fată foarte deșteaptă. Am văzut politicienii vechi care... Și e școlită în afară. Pentru că acestea scad în continuu sondaje. E foarte deșteaptă, tipa. Și se dreaptă spre coșul de noi al politicii românești și au nevoie să fie resuscitați. Au nevoie să-și curățe imaginea, să vorbească cu sufletul. Dacă se poate de la oameni, îi împușcăm și pe aia, da? Sau îi denigăm. Să-și curățe foarte repede imaginea. Vor face și școala de șofer de nou, da? Prezintă acest nou om care va aduce aproximarea pentru că știe să face politică, însă noi toți trebuie să uităm că el a făcut parte din un sistem, că el a făcut parte din nenorocirile pe care noi le suferim acum, că el a făcut parte din partidul care s-a înfruntat când s-a înfruntat până acum și avem România în starea în care avem. Noi trebuie să uităm, suntem toți limitați și vom uita absolut. El a luat parte din toate aceste nenorociri, că el a tăcut și nu a spus nimic și acum el ne va aduce schimbare. Mare aruncă de asemenea să se întâmplă toate de puterile externe. Incredibil că acești oameni, înainte de alegeri, spun că ei se asociază și ei vor primi sprijin de puteri externe,